Mi-este foarte somn, dar mi-este bine. Bun, voiam să vă zic că m-am trezit. Știți că m-am culcat după ce am folosit masca asta și am lăsat așa pe față, efectiv, tot serumul ăla și abia m-am spălat pe față și abia m-am trezit, se vede, cred că, după fața mea. Mi-e somn de crăp. Am avut, v-am zis, un weekend obositor și v-am zis că am folosit masca asta. Băi, nu-mi place cum miroase. Miroase nașpa. Miroase a ceva greoi. Însă, îmi place că mi-a lăsat fața foarte, foarte fină. Pare a fi foarte hidratată și, în afara faptului că miroase puțin cam nasol, pot să zic că în căpăcirul ăsta, știți că în asta aveam o pudră din alea, din aia, cum se numea, banana setting powder, dar am terminat-o. Și am folosit căpăcelul pe post de recipient. Și a ajuns destul de mult. Adică uitați-vă cât serum este aici. E destul de mult serum. Și eu zic că merită. O să mai folosesc serumul ăsta gen pe față în zilele astea. Dacă nu îl voi folosi pe ăsta, am să folosesc o altă măscuță. Ca să văd, stați așa cum aprindeam și laptopul, ca să văd ce și cum. Dar cred că în seara asta tot așa o să mai folosesc asta puțin și cred că o să fie numai bine. Așa că să vedem dacă am chef de folosit asta sau găsesc una care să-mi placă mai mult. Dacă văd că o să-mi placă mai mult felul în care mi-arată fața și în felul în care mă simt și felul în care miroase, clar o să-l arunc pe ăsta de aici pentru că nu pot să zic că mă dă prea pe spate și nu este un efect wow, așa de boom. Așadar, na. În mare parte sunt ok. Vreau să mă piaptăm un pic. Pentru că tocmai ce m-am trezit, v-am zis. Și este foarte întunecat afară. Ceea ce e nasol. Pentru că aș fi vrut mai bine ori să plouă, ori să ningă. Dar, na. Deocamdată e doar și numai ceață. Trebuie să-mi cumpăr albastru de metil, că nu mai am. Ceea ce este genial. Cam atât. O să-mi fac o cafea. Mă simt, v-am zis, destul de obosită. Mai avem săptămâna asta și cealaltă. Și gata. Și am terminat. Bun, am folosit și cremele alea de la Sabon. Da, de la Sabon. Cea pentru picioare este foarte interesantă, îmi place. Îmi simt piciorușele foarte fine. Degetele de la picioare sunt foarte, foarte fine. Și am folosit și crema aceea cu white tea, cu ceai alb. Îmi place la nebunie cu miroase. Era mult prea obosită ca să vă mai vorbesc, dar îmi place la nebunie cu miroase. Nu se mai simte. Simt pe mine numai mirosul de la masca asta nașpa. Așa că îmi pare rău. Dar îmi place foarte mult că miroase așa un fel de fresh care duce spre green tea. Care duce nu spre green tea, spre verbină. Hai că v-am spus-o și pe asta, e ok. Verbină. Nu știu dacă toată lumea știe mirosul de verbină. Un miros care duce spre un fel de mentă cu grefă, cu ceva foarte, foarte interesant. E ok. Bun. Mă duc să-mi fac și o cafea, pentru că sunt... Bine, nu o fac ca să mă trezesc, o fac ca să mă simt mai bine. Thank you.
Noi, normal, păi noi avem copii, ce, unii din cei mai buni copii, având în vedere că de puțin bine la mod, chiar e super ok. Cu țipete.